Poenaru este dărâmat după coșmarul trăit la Mediaș. A renunțat și la bani, numai să plece. Poenaru doarme cu cărțile lui Ancelotti și Mourinho pe masă, dar idolul său din fotbal este altul. Simeone este omul de la care Poenaru vrea să fure cel mai mult. Inspirația mea, de fapt, este de la Simeone, de la Diego Simeone. Ilie Poenaru are pe masă cărțile lui Mourinho și Ancelotti, iar pe perete e pus la loc de cinste mesajul lui Guardiola. Păstrând proporțiile și e clar că trebuie să te rezumi la ce ai tu la dispoziție. Poenaru nu mai vrea să audă de media și echipă îngropată în datorii. A renunțat la toți banii, deși a luat doar un salariu din septembrie până acum. N-am mai putut, n-am mai rezistat, am sacrificat familia, am sacrificat copilul într-un an jumate. Antrenorul nu duce lipsă de oferte din Liga 1, Rapidul și Argeșul sunt în cărți. Este un club cu care discuțiile sunt mult mai avansate. Am primit telefoane de la 3-4 cluburi. Beccali l-a căutat și el pe Poenaru în trecut. Știu că își dorește, și-a exprimat dorința. Vom vedea. Dumnezeu le așează și Dumnezeu le știe.